Depozitul regional de deșeuri din sudul Republicii Moldova va fi amplasat la Cahul. Decizia a fost luată de grupul de lucru din zona de management al deșeurilor al regiunii de dezvoltare sud. Pentru depozitul regional de deșeuri au fost propuse trei amplasamente: satul Tartaul de Salci, raionul Cahul, satul Baimaclia Cantemir și orașul Cahul. A fost ales cel de la Cahul deoarece corespunde criteriilor de selectare și are deja un depozit funcțional, dar trebuie extins ca suprafață. Astfel, autoritățile locale urmează să ajusteze documentația cadastrală și să emită o decizie privind acceptarea locației propuse ca depozit regional pentru deșeuri. Decizia de a disloca la Cahul depozitul regional pentru deșeuri a fost luată în urma consultărilor cu primăriile, consiliile raionale, centrele de sănătate publică, întreprinderile locativ-comunale. Regiunea de dezvoltare sud are deja o strategie de gestionare integrată a deșeurilor solide. La etapa actuală sunt elaborate studii de fezabilitate în cele trei subregiuni, iar odată cu identificarea amplasamentului depozitului regional de deșeuri, urmează să fie elaborat un proiect de design al acestuia.